pe Darius să se alăture. Bună, bună, Darius! Bună tuturor! Darius, cred că nu suntem, nu e nici prima oară și nu o să fie probabil nici ultima oară. Voi tot timpul veniți în prezentările noastre cu interactivitate, ba cu idei foarte interesante, fix adresate comunității de resurse umane. Despre ce ne vorbești azi? Ok, doar să-mi confirmați că se vede ecranul, că e tot în regulă, prezentarea. Se vede, se vede. Da? Bun. Înainte de a-ți povesti, de a vă povesti despre ce vreau să vorbesc astăzi, eu mă numesc Darius Gâscă, sunt parte din echipa Romanian Software. Noi suntem o companie de tehnologie prezentă pe piață din 2002 și am reușit să digitalizăm procesele începând cu zona de recrutare până la zona de exit interview. Ce vreau să vă prezint astăzi este un studiu pe care compania noastră l-a lansat anul acesta pe piață, l-a finalizat și pe un eșantion de peste 300 de companii prezente în piața din România. Și haideți să vedem ce ne spune acest studiu. Mult succes! Mersi! Bun. Două treimi din companiile din România utilizează cel puțin un soft dedicat proceselor de resurse umane. Indiferent aici că vorbim de zona core, zona de bază, cu module de salarizare, de time management, pontaj, administrare de personal sau modulele, să zic, nice to have de evaluare, recrutare, training management, travel management și așa mai departe. Mai apoi, cum povesteau și antevorbitoarele mele, într-adevăr, pandemia ne-a ajutat, între ghilimele, să digitalizăm. Deja a devenit o necesitate pentru a putea susține munca hibridă și munca de la distanță, munca de acasă. Și 30% dintre companii au adoptat noi soluții în acești ultimi 2 ani de pandemie. Bun. Partea de onboarding care s-a transformat din cel face-to-face în zona digitală. 66% dintre companii oferă o formă de onboarding digital, pentru că printr-un tool de people management, HR-ul poate avea posibilitatea să creeze anumite sesiuni de inducție pe care mai apoi să le transmită în spațiul personal al salariatului, un modul employee self-service pe care salariatul îl accesează și poate avea acces la sesiunile sale de inducție în funcție, bineînțeles, de specificul fiecărei companii, cu Meet Your Body, anumite traininguri, anumite documente pe care trebuie să le parcurg. Bun. Exact ce spuneam, 65% dintre companii oferă deja softuri de self-service angajaților lor. Prin aceste softuri de spațiu personal al salariatului, pe lângă, bineînțeles, zona de onboarding, salariatul poate avea acces și la documentele sale, poate face solicitări de concedii, poate avea acces la fluturașul de salariu și, de ce nu, să-și genereze și anumite adeverințe. Ok. Mai departe, unde ne îndreptăm? Se pare că 42% dintre companii planifică să adopte noi soluții de resurse umane în 2022. Și indiferent aici că sunt companii care deocamdată trebuie să-și eficientizeze zona de bază, zona de salarizare, pontaj, administrare de personal și să aibă toate informațiile într-o singură soluție ca ele să se propage în mod automat, sau deja au trecut la următorul nivel și merg către zonele de evaluare, performance management, retenția angajaților, training, indiferent că vorbim de zona de e-learning, training online sau trainingurile fizice, unde putem măsura gradul de satisfacție al salariaților, costul pe salariat și alte informații sau rapoarte specifice. Ce s-a căutat în această perioadă cel mai mult? Bineînțeles, partea de management online al documentelor, zona de dosar electronic al salariatului. Practic,
dosarul de personal fizic a ajuns într-o zonă digitală, de unde specialiștii din Departamentul de Resurse Umane pot avea acces foarte ușor la informații, cât și partea de semnătură electronică a documentelor. Mai departe, zona de administrare a personalului, people management, cum îi spunem noi, de unde poți avea acces la anumite notificări. Practic, orice informație care are o dată de expirare sau un document care are o dată de expirare, cum ar fi partea de, cum ar fi buletinele, pot fi aduse prin niște notificări pe tabloul de bord sau notificări pe e-mail în funcție de informația de interes. Cât și, bineînțeles, zona de revisal. Pentru că este necesar să trimitem revisalul ori de câte ori facem o angajare, lichidare, modificare, am lansat o noțiune de revisal pe pilot automat. Pe scurt, aplicația identifică acțiunile pe care le-ai efectuat în ziua respectivă și, dacă este nevoie, transmite automat revisalul. Bineînțeles, te notifică dacă a fost încărcat cu succes, dacă nu sau dacă sunt erori. Și poate mă întrebați ce se întâmplă dacă nu se încarcă. Aplicația apelează serverul celor de la IDM până în momentul în care reușește să trimită revisalul. Totodată, din zona de HR avem acces la foarte multe statistici, rapoarte, astfel încât partea de analiză date HR poate fi foarte, foarte eficientizată. Pentru că atâta timp cât ai datele prezente într-o platformă, cu ajutorul unui Power BI de la Microsoft, putem aduce orice statistică, orice raport, până și statistică pe zodii, de exemplu. După care mergem în zona de evaluare a personalului. Prin ajutorul unui modul de evaluare și, bineînțeles, legat cu cel de spațiu personal al salariatului, poți face evaluări. Evaluări one-to-one, 180 de grade, 360 de grade, cât și evaluări, dacă este cazul, specifice de ale managerului către echipa sa, să măsoare anumite activități din echipa sa. Și nu în ultimul rând, zona de salarizare cu pachete de livrabile automate, începând cu declarația 112, state de plată, declarații specifice, partea de fișiere pentru plata salariilor, plata tichetelor de masă. Bun. Mai departe, având în vedere că din ce în ce mai multe companii s-au eficientizat, au adoptat foarte multe, foarte multe softuri, deja încep să-și dorească mult mai mult de la softul pe care îl folosesc. Atât în zona de îmbunătățire a softurilor existente, cât și modulele suplimentare. Cele care, pentru că dacă ai reușit să-ți automatizezi zona de, să zic, muncă redundantă, de documente, multe lucruri manuale, deja începi să te gândești la zona de training angajat, de partea de retenție, de engagement, de partea de evaluare. Cum ne pregătim pentru viitor? O întrebare, să zic, destul de des întâlnită în discuțiile noastre pe care le avem cu clienții, este cât durează. Și aici, trecând peste zona birocratică de documente contractuale, ajungem într-o zonă de analiză. De fapt, în zona de analiză, specialiștii noștri, împreună cu echipele de resurse umane ale beneficiarilor, au o etapă în care povestesc exact ceea ce doresc să configurăm în aplicație și să o customizăm exact pe nevoia lor. De atunci, durata de implementare se duce undeva în jurul a 3 luni de zile. Bineînțeles, dacă vorbim și de zona de salarizare, avem dintre aceste 3 luni o lună de calcul în paralel. O provocare destul de importantă în această zonă, în această etapă de implementare, este până la urmă zona de import istoric salariat, pentru că degeaba ai o aplicație care îți generează foarte multe documente, adeverințe de vechime, dacă n-ai, bineînțeles, și un import de istoric corect și complet. Iar aici am reușit să venim în ajutorul clienților noștri printr-o preluare a bazei de date din Revisal 2011 prezent,
declarația unică 112 pe ultimele 24 de luni, cât și informații din statele de plată din nou pe ultimele 24 de luni. De ce aleg companiile să adopte softul HR? Și aici am identificat câteva lucruri. În primul rând, consolidarea proceselor de resurse umane. Cum spuneam mai devreme, este important să ai toate informațiile într-o singură bază de date, într-un singur soft, iar acestea să se propage în timp real, odată introduse într-unul dintre module, către celelalte. Odată de aici vine și creșterea eficienței. Nu trebuie să dublezi munca introducând informațiile în mai multe module sau în mai multe softuri. Generarea automată a rapoartelor, a documentelor contractuale la un simplu click distanță. Bineînțeles, și îmbunătățirea experienței angajaților prin zona de employee self-service, de unde își pot vedea absolut toate informațiile și pot interacționa foarte rapid, atât cu departamentele de resurse umane, pot solicita anumite documente, adeverințe, cât și cu managerii lor prin zona de cereri de concediu, delegații și așa mai, și așa mai departe. Toate acestea puse la oaltă susțin de fapt creșterea companiei, pentru că este mult mai facil să ai un proces mai rapid de angajare în zona de recrutare, un proces mai rapid de integrare a angajaților, un proces mai rapid de generarea tuturor documentelor care stau între angajator și angajat, cât și între angajator și instituțiile statului. Și nu în ultimul rând, pentru a susține munca hibridă. Pentru că, de fapt, de aici am pornit, aplicația fiind în zona de web, o poți accesa de oriunde. Îți poți face o solicitare de oriunde. Trebuie, bineînțeles, să ai acces la internet, un laptop, o tabletă și, de ce nu, și prin aplicația mobilă pe care o punem la dispoziție de pe telefon. Ok. Povesteam la început despre faptul cum am reușit să definim un proces de la recrutare până la zona de exit interview. Și ce vreau să spun prin asta? Printr-un modul de recrutare, recrutorul poate face selecția mult mai rapid. Poate să publice anumite anunțuri pe site-urile de cariere din piață cu care colaborează, eJobs, BestJobs. De acolo, odată finalizat procesul de recrutare, toate informațiile colectate se duc printr-un simplu click în modul de administrare a personalului, modulul de people management. De acolo, specialiștii din zona de resurse umane completează informațiile care mai sunt necesare, generează tot pachetul de documente, toate informațiile se duc automat în modulul de pontaj, în salarizare, se creează spațiul personal al salariatului pentru zona de onboarding și mai apoi are acces și la zona de evaluare, traininguri, travel management și de ce nu în zona de customizare bugete, partea de bugetare. Totodată în partea de lichidare avem noțiunea de exit interview. La fiecare plecare salariatul poate să completeze un formular de exit interview, formular care ajută de fapt compania pentru a îmbunătăți retenția angajaților. Acestea sunt softurile pe care noi, modulele de fapt pe care noi le punem la dispoziția clienților noștri, iar dacă sunt anumite întrebări, aveți nevoie de anumite lămuriri, suntem aici să vă răspundem. Mulțumim frumos, Darius. Cu drag. Înțeleg că la un moment dat voi ați făcut un studiu, nu? Pe piața asta de resurse umane și poți să spui câteva din concluziile voastre legate de, nu știu, cu ce se confruntă acum organizațiile? Păi exact, de fapt, cu ce se confruntă. De fapt, foarte multe companii aleg să utilizeze un soft sau să schimbe softul existent, în special din cauza, să zicem, modificărilor legislative foarte dese din ultima perioadă, pentru că contează foarte mult zona aceasta de suport.
Exact cum vin sprijinul clienților pentru a răspunde la anumite incidente, anumite solicitări pe care le au în interiorul platformei, dar și în zona de update-uri legislative și corective. Și ori de câte ori se schimbă legislația, trebuie să vin sprijinul clienților să le pui la dispoziție update-ul astfel încât totul să fie ok în momentul în care generezi tot acest pachet de livrabile pe zona de salarizare. Ok, poate n-am înțeles eu exact cum a funcționat studiul vostru, așa că o să te rog să ne mai zici încă o dată. Deci eu ce înțeleg cumva este că unul dintre problemele cu care se confruntă ei conform studiului este că nu simt că primesc suficient de mult suport în momentul schimbărilor legislative. Da, este și asta o provocare, să spunem. Și ce mai înțeleg este că e o nevoie foarte mare de partea asta de proactivitate în momentul în care din exterior situația se schimbă. Exact, exact. Cât și iar o altă provocare până la urmă este dată de comunicarea cu salariatul, adică în momentul în care salariatul solicită un anumit document sau dorește să aibă acces la un document pe care poate, nu știu, nu-l mai găsește, mereu poate intra în portalul lui sau dorește să facă o cerere de concediu, să se aprobe în timp real, să solicite o adeverință. Da, e clar. Exemplele tale sunt foarte clare. Deci ce înțeleg este asta, că pe de o parte e partea aceasta de cum lucrez cu furnizorul, ca atunci când am nevoie, într-un timp foarte scurt, le se întâmple, și a doua este relația pe care eu o am prin aplicație, că până la urmă aplicația mijlocește interacțiunea cu angajatul și partea de comunicare. Exact. Și cum spuneai la început, până la urmă, cu toate aceste automatizări, HR-ul a devenit, să zic, mai uman. Da. Uite, apropo de întrebarea asta, uite, o să vă spun și voi aceeași întrebare. Pentru că vezi multe companii și lucrezi cu foarte mulți oameni de resurse umane, cum arată o persoană de resurse umane care înțelege tehnologia? Bună întrebare. În primul rând, este foarte ușor în etapa de analiză. Adică știe exact ce vrea, știe exact cum vrem să configurăm și să customizăm modulele noastre pentru nevoia, până la urmă, companiei din care face persoana respectivă parte. Și totodată, apropo de cum înțelege, după ce se implementează toate aceste module de bază, vine cu idei pe care noi le însușim și care chiar ne ajută, și colegii mei din departamentul de dezvoltare au foarte multe procese pe rol, atât de îmbunătățirea softurilor deja existente, cât și sau pe care clientul le are, cât și acelor noi pe care le-ar dori să le automatizeze în viitor. Mulțumesc frumos. Uite, deja sunt mai multe întrebări care au venit către tine și în chat. O să aleg una dintre ele, cu rugămintea, așa cum am spus și celorlalți invitați, să răspunzi tu la celelalte care Sigur. Nu sunt în care n-am reușit din punct de vedere timp. Și sunt întrebări specifice despre o parte din ceea ce ai prezentat, de exemplu, în onboarding. Da. Onboarding-ul poate să fie despre sisteme, despre self-service, de cum îți faci diferite etichete, cum îți ceri anumite drepturi în sistem, da. Dar poate fi și despre relația pe care tu o dezvolți în organizație cu managerii, să-ți fixezi întâlniri unul la unul cu diferiți colegi cu care urmează să lucrezi. Da, sunt anumite sesiuni care pot fi create. Până la urmă, zona aceasta de onboarding este specifică fiecarei companii. Exact cum doresc să-și facă această zonă, exact așa se poate customiza. Poți să pui anumite task-uri, să aibă o întâlnire cu managerul sau cu unul dintre colegii lui. Cum spuneam, și zona de meet your buddy. Sau poți să-i atașezi anumite, să zic, documente pe care ar trebui să le parcurgă pentru a înțelege mai bine cultura organizației din care face parte. Bun! Mulțumesc frumos! Pare că da, răspunsul este că se poate, da. Și că este o foarte mare deschidere și spre customizare. Sigur că da!
Vă mulțumesc și eu frumos. Mai sunt 3-4 întrebări, te rog eu să răspund. Dintre ele sunt foarte punctuale și se adresează la situații punctuale. Imediat. Noi mergem mai departe azi. Mulțumim frumos, Darius.